Sincer vă spun că o să mor de atât de multe ori pe această lume, m-am gândit, dar că o să mi se întâmple una cu asta, nu m-am gândit. Salutare, dragi vereșani, și bine v-am regăsit la un nou episod destul de trist, să zicem așa. S-a întâmplat inevitabilul, dacă pot să spun așa. Practic, nu pot să spun că din greșeala mea, sau poate chiar din greșeala mea, avem și o melodie tristă pe fundal. Acum câteva zile am filmat, am încercat, am avut o tentativă să filmez un episod de Skywars, dar din păcate s-a dovedit a fi un fail foarte mare, adică doar foarte multe rage-uri și chestii de genul, înțelegeți, voi, în fine, nu contează. Și am rămas cu versiunea 1.8.9 și am intrat pe lumea mea fără să dau seama, pentru că eram în confă, mi se pare, chiar cu voi, deși de asta am și ieșit din confă, dacă, nu știu, erau câțiva acolo în confă cu mine și m-am și închis Discord instant când, după ce am observat ce am făcut. Am intrat cu versiunea 1.8.9 și am văzut că eram efectiv în casă, totul normal, nu era nimic suspect și mă duc mai jos, aveam nevoie neapărat de mâncare. Și am venit jos, am deschis chestul, nu era nimic. Bine, acum o să vă povestesc care e povestea. Aici toate blocurile, deci practic nu aveau nimic în chesturi, totul era așa cum am lăsat, dar nu erau itemele. Itemele au dispărut și nu înțeleg cum au dispărut, bineînțeles. Bun, repede m-am speriat, am ieșit de pe Minecraft, am intrat cu versiunea 1.12.2 tot așa. Și mi-am pierdut toate itemele, am încercat să mi le dau pe cât am putut din game-ul, dar nu mi le-a dat pe toate, doar pe cele mare parte pe care le-am văzut, le-am avut importante și câteva minuscule, câteva iteme minuscule sau mare parte, toate mi le-am dat, dacă doar așa, dar blocurile nu mi le-am dat, din păcate, doar niște, bine, de său n-a făcut rost. Sincer, sunt puțin, între ghilimele spus așa, puțin crispat, pentru că, frate, practic, eu, nu știu, eram foarte obosit atunci am văzut care terminasem de film, mă rog, încercasem să filmez și am intrat așa puțin pe lumea mea să mai lucrez și am rămas din greșeală cu 1.8.9 și am intrat puțin pe artă și doar prin faptul că a dat un click și a intrat pe mapă, gata, s-a dus totul pe apa sâmbete, mi se pare ciudat și de cap atât chestia asta, bă, băiatul, adică e foarte, foarte ciudat. Pe lângă și, să zicem, itemele ca itemele, că ți le poți da din game, bă, dar peretele abonaților, toți abonații care au fost pe perete, bă, băiatule, au dispărut. Dar dacă uităm, uitați sign-ul, dar nu se vede și nu cred că mai poți să rezolvi, asta e chestia. Deci aici erau sign-uri, vedeți, mai bine, aici la spart eu că am vrut să văd ceva. Dar uitați sign-urile, uitați cum se vede, gen, uitați cum se vede, practic ar fi ceva blocs invizibil, dar e sign ăsta. Nu știu, mă jur că mai era puțin și plângea, mă jur, cât de mult țin la această mapă, nu știu. V-am spus că o să mor de foarte multe ori, m-am gândit, dar că o să mi se întâmple una cu asta, nu m-am gândit în viața mea. Vă salut încă o dată pe toți cu multă stimă și respect, îmi pare rău că a fost lag acum, dar asta e ce să facem. E ciudat, dar na, cât să fă. Aici am comentariile, o să mai pun câțiva vereșan pe perete, bineînțeles. Am mai zis să mai citim mare parte și toate comentariile, să mă duc să mai aduc ceva sign-uri. E foarte, foarte ciudat, vă spun sincer, pentru că mi s-a întâmplat una ca asta, să zicem așa, dar na, asta e, cât să fă. Nici lemn, trebuie să mă mai fac rost de lemn, nici n-am lemn să fac sign-uri. Practic tot am pierdut, tot ce aveam. Nu știu, am ceva beți, mi se pare atâta. Mă duc să mai fac rost de lemn, nu știu, sunt foarte, foarte nervos, sunt foarte... M-am spus crispat, nervos, rău. Se opre și melodia, a cam ajuns momentan cu ea, a cam ajuns, gata, revenim la episod. Nu știu, chiar nu mă așteptam efectiv, Reșan, eu chiar nu mă așteptam să mi se întâmple una ca asta, bă, băiatul, m-am spus m-am gândit că o să mor de foarte multe ori, pentru că, na, până la urmă joc pe normal, nu sunt un jucător avansat în survival, dacă să intru cu o versiune de 1.9 și asta e și chestia, că n-aveam iteme de 1.12, gen iteme noi. Aveam iteme normale, bă, băiatule. Nu, chiar nu înțeleg. Probabil că trebuia să rămân cu game mode 1, dar cine ar fi știut că intru eu cu 1.9? Ai de capul meu. Nu știu, și m-am gândit că astăzi să mai facem, să mă duc și în Nether, eventual să vedem, să caut un loc de bază, după ce o să pun vereșanii. Acest episod o să fie mai lung, pentru că am făcut și acea introducere, între ghilimele spus, specială, așa introducere tristă, mai bine spus, ce specială, bă, băiatule. Așa introducere tristă, că aici nu-i de râs, e de plâns, cum zic bătrânii. Deci chiar nu știu, nu mă așteptam pur și simplu, bă, băiatul, adică, nu știu, n-am cuvinte, vă spun sincer, n-am cuvinte, parcă, doamne, parcă acum mă simt, nu știu, parcă, nu știu, parcă m-aș lăsa de YouTube sau ceva în genul ăsta, mă jur, așa mă simt acum, doamne, ferește-mă. Până la urmă știu că e o lume singură, e o lume normală, se poate repara, dar, totuși, frate, nu știu, mi se pare ciudat, rău.
Chiar foarte ciudat. Deci, na. Asta e ce să facem. Nu știu, chiar nu știu. Dar bun, hai să încercăm, fraților, să mergem aici. Aoleu, e lăgus cumva? Să mi se pare mie. Sper să nu fie la prefilmare. Cred că o să pun momentan Google aici în bară. O să-l pun în bară momentan. Și o să mă duc aici la gen să iau să fac niște sign-uri să vedem care am mai scris acolo. Că am văzut că mai sunt câteva comentarii și vreau să vă mulțumesc din toată inima. Însă vă spun sincer, chiar nu am starea, o stare foarte necesară să luăm aici bețele. Am văzut că uite că mai am și ceva lemn aici, bețe din nou. Și mergem afară să punem rapid verișanii pe perete. Iar după o să mergem în Nether să ne apucăm de bază. Asta e, cât se fâne, cât se fâne. Am văzut că sunt câteva animale aici, deci o să ne mai facem ceva enchanturi. Uite-te și tu, deci cât de frumos era un perete plin de vereșan, bă băiatul, un perete plin de vereșan și aici câțiva am pus în spate și acum rip. Da, bun, hai să vedem ce facem aici în continuare. Asta e, o să rămânem puțin fără lemn. Facem aici sign-uri, cred că o să-mi ajungă că na. Practic 30 avem aici. Hai să vedem. Deci avem așa, Crina Daniela, pe tine Crina te-am pus, Zâche te-am pus, Astral Darius da, Voltrex da, Balonașe Luminiță, uită pe el nu l-am pus. Ce-am făcut? Am făcut ceva greșit? Ok, hai să vedem unde am rămas aici. Începem de aici. Ok, Balonașe Luminiță. Ok, Balonașe Luminiță, felicitări. Asta e ce să facem. O să cer să vă pun din nou, că altă soluție nu am. Gaming and Vlog. Gaming and... and vlog. Ok, mersi foarte mult, man. Puma ZZ, pe tine te-am pus. Fabietuț, mersi frumos că te-am pus. Q Happy te-am pus. Liffy te-am pus. The Dark te-am pus. Raul, da. Ștefan 06. Pe tine nu cred că te-am pus. Ștefan 06. Nu-i problemă că te-am pus acum. Alexis te bă, da. Ai zis că mă apoi trebuia să... A, sau pe tine te-am pus. A, ok. Alex it TB. Uite, te-am pus acum. Alexi TB Fometescu. Fometescu. Ok, gata. Sunt moderator, am înțeles, Adrian. Lorena Lorelai. Lorena Lorelai. Gata, Lorena. Răzvan 123. Răzvan 123. Ia să începem de aici. Ștefan Gamer. Ștefan Gamer. Gata, Ștefane, Tiki, Andele, Marian. Tiki, Andele, Marian. Ok, așa, pe tine Roman te-am pus, domnule Roman, Red Wolf te-am pus, Squash TV, pe tine nu cred, SQASH, SQASH, nu cu ceva în genul ăsta, Spațiu TV. Ok, Squash TV. Bogdan FCSM pe tine te-am pus. Raul Brad, mi se pare că de fapt Raul ne-a spus să nu mai pun atât de mulți vereșani. Pe oricum a terminat. Raul Brad. Ok, Brad, domnule Brad te-am pus. Denis Solo. Denis Solo. Ok. Alex, da, respect Gabi și Anis, da, Petrica, așa, electric. Electric. Nu, ele cât t i nu t r i e că 123. Gata, electric te-am pus. Poate începe și o serie cu Vereșani, am văzut acolo că mi-ai scris. Adrian Stulianec. Adrian Stulianec. Stulianec. Bun, Adrian, gata. Bădițu. Cred sau bă, da, Bădițu. Bădițu 59 59. Gata. Domnule Bădițu te-am pus. Adriana, cred că pe tine te-am pus. Vreau pe perete, pe tine te-am pus. Adrian it. Dar pe tine cred că te-am pus Adrian, nu mai știu sincer, în fine. David, David. 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 Ok. Epic Show. Epic Show. MC Daniel IT. Daniel IT. Max și altele. Max și altele super. Gata. Mulțumesc foarte mult. Max și altele pe tine te-am pus. Denis Man.
Cred că-și pe Denisman. Man, ok, Denis, te-am pus și pe tine. Dodi Infinite. Dodi in... Infinite. Dodi Infinite și mai avea ceva, nu, ok. Infinite. Mă, nu, cred că am scris bine, doar na. Ok, Dodi. It's Edo, așa, Valentine. Valentine. 89, gata frate, mersi foarte mult pentru susținere, te-am pus, Itzedu Gaming, așa, Quick, pe tine cred că te-am pus, da, da, te-am pus, Best Robby, unca, Best Robby, unca, gata, Robby, mersi foarte mult și multă baftă, Zizu Petru te-am pus, Shadow Play, așa, Gabriel, mi se pare că te-am pus, Red Ro, gata, Red Ro, te-am pus și pe tine, Shadow Play te-am pus, pe tine te-am pus, așa, Grand Apple, da, Raidy, Regele Voidului, Reidi 32. Gata, Reidi. Am pus, cred că unde nu trebuia. Mă, fine. Andrei, da, Andrei Gheorghe. Bogdan. Ok, Bogdane. Gata, Brau Vila. Gata, Brau Vila. Ok, stai să vedem puțin de câte minute filmăm, de 11 minute, super tare că mai avem timp. Electro, R, 0, B, E, A, S, T, Y, gata. George Gaming. Dar pe tine, George... Cred că te-am pus, dacă... Ba, nu te-am văzut, te-am pus, mi-aduc aminte, mamă, s-au terminat sign-urile, ești nebun la cap. Hai să facem aici niște sign-uri. Hai să mai facem aici niște sign-uri, să facem foarte, foarte multe sign-uri. Să avem, nu de alta. Că cine știe cât mai avem de pus. Bun, de George Gaming, Eduard 10. E-D-W-A-R-D 10. Mersi foarte mult pentru susținere. King, pe tine te-am pus, King, mi-aduc aminte. Mi se pare, sau... Te-am pus pe tine, KingX, mi-aduc aminte. Andrew, așa te-am pus, e tare lumea ta, Andrei Mititelu, gata, mersi foarte mult. Mă mai știi că te așa uză bițul, da, I'm Teo for the week, nu, I'm Teo 33. O 33. Sper că am scris I'm. Aolo, vezi de ce mi-era frică s-a întâmplat. T-H-T-H-E-O 33, gata, am T-O 33. Ale ITB, Andrei 123, Andrei 123. The I HQ. Bun. Mamă, asta e, nu te Superman, am mai pus un dacul lângă numele tău. Tudor. Underline. Oricum sunt puțin supărat legat de lumea asta încă și na. The Blacks, așa, Mirel te-am pus, Ionuț ITB. Ionuț ITB. Ok, Ionuț, gata, mersi foarte mult. Liga de animații, ok. Liga de anima. Si, ok, Liga de animații. Sper că am scris bine. Bianca Bibi, pe tine te-am pus, mi se pare, iar Mizeus te-am pus. Ia să vedem. Uite, perfect. Black Anim. Black Anime. Ok, super, super tare. Marius. S-a dat Eddie el acolo. Marius Brotherhood. Ok, Marius, gata. Acolo spargem rapid și punem. Ok, ia să vedem. Apollo, pe tine te-a pus Apollo, mi se pare. Bun. Alinu TZU Decean Lisayan. Aolo. Ok,
Hai că ne apropiem de sfârșit. Ionica, pe tine te-am pus și Duțu te-am pus și pe tine. Pe Apollo nu sunt sigur că dacă l-am pus sau nu. Apollo. Dar nu mai punem aici odată. Bun, cam asta e, fraților. Ne-a luat ceva timp să-i punem. Uite, pe aproape. Ne-a luat câvă, câvă. Gata, am pus pe toată lumea. Am mai pus berete aproape ești de bun de Vereșani. Hai că mare parte cred că am terminat. Oricum o să cer să vă pun pe cei care ați dispărut să vă repun încă o dată. Să rămân obiesu așa. Bun, mamă, am stat destul de mult. Fraților, în acest episod o să vreau să mă duc puțin să mai fac rost de niște. Mamă, și sabia mi s-a dus de bun. Păi trebuie să fac o sabie nouă și să-mi o enchantez. Da, n-am înțeles. Să fac o sabie de iron. Și n-am putut să vă dați toate itemele din game mod. O să vreau să mă duc și în Nether momentan. Deci acest episod încă o să mai dureze. Practic, de acum o să înceapă distracția. Deci o să fie super tare. Hai să... Mamă, ce mă enervează chestia asta. Ok, dacă fac următoarea chestie, mai pot face? Ha. What the fuck, voi auziți? Ok. S-au auzit chestii ciudate. Stone, ok, avem aici stone. Stone iarăși rapid. Așa. Quartz avem aici cumva, da, avem quartzul aici, știți voi. Așa, de niște aer n-am nevoie momentan. Bun, hai să vedem. Atunci să fac eu sabie rapid de iron, pentru că vreau să-mi înceantez, că mă, cine știe, mă duc în Nether, cine știe de ce mai dau pe acolo. Bun, hai să mergem să punem iron-ul la loc, pentru că nu mai avem nevoie de el. Bețele... De bețe nu mai am nevoie momentan. Hai să mă duc să vedem și... Mamă, și... Naolo, și n-am nici... Am înțeles, n-am nici... lapis. Aolo. Va trebui să mergem și la minat, fraților. Dar oare nu avem pe aici? Să mergem puțin să vedem. Spargem puțin pe aici. De fapt, să-mi iau, nu știu, și niște torțe. Bineînțeles. Torțe, torțe, torțe. Am pe aici? Nu, cred că am pe aici. O am una. Uitați să-mi iau niște căul. Dacă tot am niște bețe pe aici, să fac eu niște torțe. Bineînțeles, nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie, bineînțeles, de lumea Vereșanului. Oricum, seria o să continue, clar, nu se pune problema. Mamă, e ciudat rău. Dacă aș găsi lapis pe aici, mamă, cum ajung eu acolo? Aolea, stai că trebuie să avem nevoie de... Avem nevoie de cobblestone. Ok, ia să vedem. De niște cobblestone la noi pentru a putea urca. Aolo. Se văd chestii ciudate în Minecraft, nu știu de gluma. Ok, să vedem unde avem noi cobblestone aici, perfect. Pentru a putea urca și poate să vedem dacă mai găsim ceva lapis. De ce nu pot să pun? A, că acum pot să mănânc. Ok, aici avem lavă, dar... Vedeți, să mă mai duc la mina pe aici, nu știu, abar n-am, să mă duc la mina puțin. Pentru în căutarea lapisului, că da, nu cred că o să găsim noi. Și să mai știu să mă întorc acasă, hai să vedem la ce... Au și lavă, hai să vedem la ce strat... Să nu pice lava în cap, Doamne ferește. La ce strat sunt, că parcă vezi că mor și acum și rip serie. La statuă mai avem de mers încă. Poate mai găsi ceva diamante. Că nu prea a fost la mina cu copul ăsta, ar trebui oricum să, o să mă mai duc la mina, bineînțeles, să fac o mina, avem căul. Na bine, că-mi dă căul și mie nu-mi dă lapis. Hai să vedem ce facem. Da, bun, o să mai mergem puțin la mina. Nu știu dacă o să ne ocupăm fix astăzi de bază. O să vedem noi, că momentan nu am lapis și de asta zic. Și na, oricum, o să mai stăm în deșert momentan, pentru că vedeți și voi apar chestii. Aolo, deja suntem la stratul 8, 9, 10, 11. Pe aici ar trebui să mă duc la minat. Hai să ne găsim ceva diamante, fraților. Că poate mai căutăm, mai găsim ceva diamante și fac o sabie și poate găsim și lapis și na, o să fie super tare. Lapisul nu mi l-am mai dat din game mode, cred că uitați, am uitat și acum nu mai dau game mode, bineînțeles, să-mi enchantez doar o sabie. Păcat, sincer, că nu mi-l... Am uitat să mi-l dau. O să cer să fac, uite, gold, mamă, uite că îmi dă gold în loc să-mi dea lapis, îmi dă gold mie. Dar măcar e bine că pot să-mi fac ghiepăluri. Mamă, cum ar fi să găsim și noi niște diamante, deși nu prea cred. Uite, aer, niște lapis, frate, puțin lapis îmi trebuie atâta. Să-mi înceantez și o sabie. Atâta tot, nu vreau nimic mai mult. Păcat, sincer, că oricum, mare parte nu mai prea am depus pe nimeni pe perete. O să încerc eu să vedem când o să am timp să pun și persoanele care au dispărut din... Oricum, contează că v-am pus cei care ați apărut deja. Și asta, na, contează foarte, foarte mult. Mamă, dar ne-am dus ceva, nu glumă. Apare nu dăm de nimic aici. Suntem la stratul 11, deci pe aici s-ar găsi diamante.
Teoretic. 11-12. Bine, și pe la 16 există dăți. Na, depinde. Acum sunt dăți și dăți. Mamă, dar minăm, minăm. Merge treaba, nu glumă. Cine știe pe unde ajungem și pe unde sunt acum? Mamă, dar nu da de niște lapis, bă, băiatule. Nu plus te... Oricum, mai am nevoie... Uite, redstone ar trebui să dăm și de lapis acum, dacă e... Oricum, e bine că am dat de redstone. Oricum, o să încerc să fac un episod... Sau să încerc să fac un episod în care să creez aici o mină, gen, să creez mai multe tunele și toate cele. Chiar ar fi destul... Au dravă. Ok, e că am dat aici de o mică porțiune cu lavă. Și nu diamante, nu nimica. Nici un diamant, nici un diamant. Băi, ești nebun. Am înțeles. Rip, rip, diamante, veleșanilor. Aia se mai întâmplă. Bă, dar niște lapis aș vrea și eu. Deja minăm de ceva timp și nu-mi prea place. Uite, deci tu că stau pentru... Aolo, și aici avem... Nu-mi prea place că avem noi aici... gravel foarte, foarte mult și na. Mă deranjează gravel-ul. Ok, hai să punem aici o torță și ne ducem în continuare la minat. Bine, voi nu vedeți coordonatele momentan și FPS-urile. Bine, puțin, uite, 83 de FPS-uri. Păi bine. Dar nu, dați și mie niște... Nu, nu cred că avem șanse astăzi. Nu e o zi foarte norocoasă astăzi. Să zicem așa. Mamă, dacă știam să steam sau îmi dădeau măcar din game o să-mi enchantez, dar de unde, carip? Dacă tot l-am pierdut, bineînțeles, că altfel nu îmi dădeam, nu-i problemă. Și acum, cum ar fi să am acasă? Și să... Na. Lăsam acasă și să nu-l fi văzut, dar nu cred că mi l-am, nu l-am, dacă mi-am amintesc, nu are cum, e imposibil. Mamă, dar e bun terenul cu post, adică nu glumă. Face minuni. V-am dat de dirt, cum adică, cine știe pe unde este? Mamă, și-aș vrea să mă înceantez. Oricum, mai facem rost de chestii, de resurse pentru baza pe care o să facem în episodul următor. Oricum, mare parte cam asta am vrut să fac în acest episod. Mare parte să ne pun pe perete, să vă spun ce s-a întâmplat. Și să mai mergem pe la mine, nu mai facem rost de niște cobblestone. Sper că nu rămâne. Mamă, deja începe să rămână. Pe ce să aruncăm noi? Uite, se plimbă asta. Ok, deja văd că, na. Uite și torța asta, dacă eu o punem aici. Și asta aruncăm de aici. Băi, frate, dar niște lapis, nu-mi dă mie, nu-mi dă mie, nu-i dă twisterului lapis. Băi, ești nebun. Uite, tot restul pe aici se găsește, dar nici diamante, ni nu tu diamante, nu tu lapis, nimica. Out love again. E deasupra mea. Ok, deci aici trebuie să găsim neapărat diamante. Aici trebuie să găsim diamante. Dacă nu găsesc aici diamante, dau aici. Uite-te și tu. Nu, băiatule, nu se găsesc diamante. De ce? De ce nu se găsesc diamante? Nici lapis pe aici, nimica. Uite-te și tu, bă, băiatule. Parcă vezi că nu mai pot întoarce acasă. Ok, ia să vedem. Incredibil, vereșanilor, incredibil. Știam că pe aici se găsesc diamante. Păi nu, apare nu. Mergem în continuare să minăm. Mergem în continuare. Cine știe, ajung acum. Parcă vezi, acum ar fi gen să-mi fac ceva subteran și să ajung într-un alt biom. Ar fi interesant, sincer, și mi-ar fi și mai ușor până la urmă. Ar fi, chiar, uite, am, cu ocazia asta am descoperit o idee. Bună, că nu o să mai minăm foarte, foarte mult vereșanilor, pentru că vreau să vedem ce facem în continuare. Să, nu știu, o să mergem probabil acasă și o să vedem. Mare parte cam asta a fost episodul. Cam asta, gen, am vrut să mare parte să vă spun ce s-a întâmplat. Și o să mai stau off camera și probabil că ori dacă în caz de nu se găsesc, o să-mi dau probabil din game mode.
Pentru că altă soluție nu ar fi, mamă, dacă... Cât cabl. Uite, Iron-ul a rămas aici. Dar de Iron ideea că nu mai prea am nevoie. De Iron nu prea mai am ce face, că am destul de mult Iron. Bine, aveam, dar acum l-am din game mode. Ce să fac? Mamă, dar minăm de ceva timp. Deja 25 de minute de când... De când filmez. Aoleu, am pus două. Hai bă, băiatule, nu dă lapis, voi vedeți nici diamante, nici lapis, nimic, nu mai restă, ne restă un cut, vezi cu ochii. Aoleu, deja se ozează bine, vă dați seama că nu se ozează, asta e clar. Abia aștept să încerc să fac baza din dar până apare tot să ne retragem acasă, că nu mai are rost să stăm pe aici. Dar mare parte cam asta a fost episodul, fraților, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Am minat destul de mult în acest episod și o să încerc probabil în episodul următor să fac deja, să fac spanul din Nether, bineînțeles, și sper să îmi fac și eu sabia acolo, să am cu ce mă apăra. Sunt și fericit, sunt și trist, să zicem așa, într-un fel, pentru că mi-am pierdut itemele de valoare, să zicem așa. Mamă, dar avem ce merge, nu glumă. Ia uite la Twisterul ce se duce. Urmă să nu opresc filmarea. Aolo. Păcat, sincer, că nu mai, nu știu, nu am avut. Ok, hai să mergem rapid. Ok, și pe aici o luăm în sus, nu? Da, o luăm în sus. No, și cam asta e. Am minat destul de mult. Aș putea să fac aici o mină, știi? O mină subterană. Și aici de aici să mai fac rost de resurse, în mare parte. Ar fi super tare. Păcat că n-am găsit lapis pe aici. Asta e chestia care mă... Care mă frustrează puțin. Mamă, și eu cum ajung aici? Și cum mă mai duc sus? Da, nu... What the fuck? A, deci pe aici trebuie să iau. Am înțeles, am înțeles. Ok, hai să mergem rapid acasă. Perfect, gata, am ajuns acasă, fraților. Nu știu, o să cer să fac eu un căpere, să fac, pot să pun și niște scări și toate cele. Mare parte, cam asta a fost episodul. N-am făcut foarte multe chestii interesante. Mare parte v-am spus, am vrut să vă spun ce s-a întâmplat și chestii de genul. În episodul următor, nu cred că o să... Deja gata cu abonații. Dacă o să mai am, o să-i pun off-camera, să zicem așa, chestii de genul. Mamă, e lăguț. Ok, l-am bătut. Dar e super tare. Și probabil că o să mai încetez ceva cărți, pentru că am văzut că sunt câteva văcuțe aici episodul și asta e super, super tare. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și noi ne vom auzi data viitoare. Ciao!